Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-am regăsit la un nou episod din Shadowfight 3 cu finalul sezonului și finalul eventului. Da, după cum vedeți, avem 1736 de trofee care s-au transformat în 17700 de coins. Nu știu exact care e conversia, dar ideea e că am primit bănuții ăștia. Sunt e o sumă destul de mincică și sigur puteam să fac mult mai mult, dar n-am jucat destul de mult la event pentru că am sărit o grămadă de zile, ok? N-am jucat foarte mult sezonul ăsta, dar totuși am reușit să ajung în Legend, ceea ce înseamnă că o să primim un... cum se numește? Stai că vedem acum. Un League Pack Legend. Ok, un League Pack. Asta din nou funcționează exact ca și un Legendary Pack și sper să ne pice ceva mișto. Ok, avem chestia asta care e... s-ar putea să devină cea mai... nu, nu o să devină cea mai bună. O să devină la fel ca cea mai bună cască legendară a mea. Avem Poison. Ok, asta e o abilitate pe care aș putea să o folosesc, mai ales acum că e la level 12, pentru armele din capitolul 2. Avem... cred că în Kabuto, chestia asta mi-a picat și data trecută, dacă nu mă înșel, fix când am deschis legendarii chestia. Ok, și avem 4 legendare, let's go. Garantate sunt doar 3 legendare, dar se pare că o avem și pe... what? Ce se întâmplă? De unde atâția legendare dintr-un... stai, o să verific, chiar o să verific după ce deschid pack-ul câte legendare sunt garantate. Ok, toate au fost legendare. Holy, asta nu e normal. Asta cu siguranță nu e normal. Chiar e destul de rar așa ceva. Ok, și 100 de gemuri. În momentul de față, gemurile sunt cele mai puțin importante, pentru că știți că de obicei gemurile erau cele mai importante dintr-un season pack. Cred că așa se numește, mamă, tot uit. Dintr-un season pack, gemurile erau cele mai importante. Acum totuși avem 5 legendare. Cât bulan stai totuși? 5 legendare dintr-un singur pack. Ok, hai să dăm continue. Presupun că o să mă bag înapoi în Warrior, în prima ligă, și să vedem ce trebuia să fie de fapt într-un dăsta. Trebuia să fie, deci, 2 legendare garantate și 3 epice garantate, ok? Și eu am avut 5 legendare, am avut maximum de legendare, let's go! Asta e super, super tare, chiar e super, super tare. Ok, hai să deschidem și niște chesturi. Înainte de orice vreau să verific dacă am bonus card sau... ok, open... 3 dual chest, da, lasă, avem doar unul. Îl deschidem pe ăsta și o să dăm și un side quest sau ceva. Ideea e că am reușit să cumpăr tot setul de la event, da, ăla cu circare și chestii. E destul de tare setul cu totul, dar nu prea e strategia mea. Ok, tap to watch, nu, lasă. O să cumpărăm, da, hai să cumpărăm acum. Cumpărăm direct ofertă, cea mai ieftină ofertă din joc. Ok, stai să verificăm shop-ul înainte de orice. Înainte de absolut orice, ok, avem chestia asta care e free. 2250 de... asta e cea mai puternică arma mea, ca idee, Gearhorn-urile astea. Și mi le aduce... pot să le dau upgrade, dar totuși mă costă prea mult și aș prefera să păstrez gemurile pentru armă pe care chiar o folosesc cum trebuie. Adică și pe asta o folosesc, nu mă înțelegeți greșit, îmi place destul de mult, dar totuși prefer altceva și țin reward-urile pe capitolul 2 pentru o singură abilitate și anume spurt, ok? Vreau neapărat să-mi pice. Mă tot tentează să dau un refresh. Mai să dăm un refresh. Cred că o să dau un refresh la shop. N-am făcut niciodată chestia asta. Hai să dăm un refresh. Să vedem spurt. Please dă-mi... da, am înțeles. Spurt, what? Ok, avem spurtul. Let's go. Mamă, de când aștept abilitatea asta? Come on. Come on, de când aștept spurtul? Ok, 9% și dau energy after roll jump, nu știu ce, mi se pare că acum e 8%. Nu o să fie diferență foarte mare, dar o să fie o diferență destul de vizibilă. Ok, am meritat. Am meritat 20 de gemuri pentru un reset la shop. Let's go. Let's go. Ok, și presupun că data viitoare nu mai poate să-mi pice încă o dată, deci n-are rost să dau refresh sau ceva de genul ăsta. Asta devine cea mai bună și nici nu o am. Stai puțin, nici nu am da o legendară. E, cred că e singura legendară pe care aș vrea-o cât de cât și nu am încă. Ok, avem și o cheie pentru chest legendar, dar nu mă interesează, e 10.000, e destul de... adică, mai bine fac questurile și tot acolo ajung. Și hai să cumpărăm, fraților, hai să cumpărăm cea mai ieftină ofertă cu bănuți din joc ca să primesc bonus cardul ăla, pentru că v-am zis, aia contează cel mai mult pentru mine. Bun, ok, 150 de gemuri, din nou, gemurile sunt ca gemurile, dar asta mă interesează cel mai mult, bonus card without ads, ok, și pot să-mi iau cardul bonus fără să mă mai uit la reclame și chestii. Nu vă recomand să faceți chestia asta, eu o fac pentru că, na, nu știu, de fapt nici nu mai joc atât de mult. Altă chestie pe care vreau să o arăt neapărat, la secțiunea YouTube, nu știu dacă, da, mai sunt, ok, sunt pe locul, ăsta e oficial, 1, 2, 3, pe locul 3 basically sunt și e super tare chestia asta că gen tipii mă bagă. N-am dat summit, presupun că ați dat voi sau ceva sau pur și simplu mi-au găsit ei videoclipul și l-au pus aici. Mi se pare că e al treilea videoclip care apare la gen featured în joc, ceea ce e super tare. Și hai să dăm, nu știu, hai să dăm niște side quest-uri. Ok, o să dăm și un duel. Ok, trebuie doar să supraviețuiesc. Și știu exact, e un tip care arată ca o piatră sau ca un lemn sau ca... o să vedeți imediat, nu știu dacă e exact tipul ăla. Nu, stai, nu e asta. Ok, ăsta e altceva. Oh, și am, de ce am asta echipată? Mă rog, nu contează. Ideea e că mă descurc, asta e oricum una dintre armele mele preferate. Și stai puțin, cum adică survival dacă eu...
Ok. Nu înțeleg cum funcționează, dar mă rog. Let's go. Da, bineînțeles că nu o să ia pe asta mereu. Mereu se ferește de shuriken-uri când mai are foarte puțină viață. Oricum îl bat foarte repede, dar mă rog. Ideea e că asta rămâne arma mea preferată și am folosit-o la event, ok? Pentru că a fost eventul și arma asta, pentru cei bine, acum nu prea mai contează pentru că s-a terminat eventul. Dar, bine, nu știu dacă a fost chiar așa de eficientă arma. Cred că doar am știut eu să o folosesc cum trebuie. Ah, ok, și îmi dă alt oponent. Dar îi schimba arma pentru că celălalt avea altceva. Avea, nu știu cum se numesc chestiile alea, dar le urăsc oricum. Ideea e că le urăsc și am câștigat sau în... Nu mai știu cum e cu sidequest-urile, dar ideea e că primim o grămadă de carduri de la sidequest și primim și niște gemuri. Primim două gemuri de regulă. Hai să vedem exact cât primim. Head hit, nu știu ce, ok, avem ăsta, avem ăsta. Vă recomand și vouă sidequest-urile dacă intrați în joc și gen vreți să dați un match ca să vă faceți rost de un chest. Vă recomand să faceți și sidequest-urile pentru că primiți destul de multe reward-uri. O să folosim tot chain knife-ul. De fapt, hai să vă arăt și deer horn-urile pentru că sunt cea mai puternică arma mea. Cele mai? Sunt, păi sunt două, gen. Mă rog, nu contează. Come on. Bun, echip. Combo-ul ăsta mi se pare super tare. Nu știu exact cum se numește. Se numește Scrapper, ok. Scrapper, mi se pare destul de interesant combo-ul și e foarte, foarte spamabil, o să vedeți imediat despre ce vorbesc. E foarte ușor de spamat și, practic, știți că strategia mea normală se bazează pe Breaker, ok? Pe arme din capitolul 1 și Breaker, dar arma asta merge cam la fel, pentru că poți să o spamezi și... Ok. Stai, dar de ce nu vrea să facă combo-ul? Alo, ăsta e combo-ul și e destul de... Da. E un combo epic, ok. Și se vede că e epic, se vede, e mișto. Ar putea fi și legendar, după părerea mea. Nu știu dacă există combo legendar pe chestia asta. Dar ideea e că atât i-am dat prin bloc. Bine, e și side quest și de asta îi dau atât de mult damage. Dar ideea e că e foarte spamabil combo ăsta chiar și la duel. Și o să dăm și un match la duel. O să dăm două, o să terminăm cu side quest-urile și dăm și un match la duel. Nu vreau să mai țin episoadele de Shadow Fight 3 prea lungi. Cei care vreți să vedeți în continuare Shadow Fight, mai ales pe live, știți că nu prea mai fac pe YouTube live-uri de Shadow Fight 3, dar mă găsiți aproape în fiecare zi, încerc să fiu în fiecare zi live pe Streamcraft cu Shadow Fight 3, Free Fire și Last Day on Earth. Ok, astea sunt principalele 3 jocuri pe care le jucăm acolo și din când în când mai jucăm și niște Soul Knight, ok? Live-urile de... Am văzut că lumea s-a cam plictisit de Shadow Fight 3, bine, jocul a devenit puțin cam monoton și sunt... E pur și simplu monoton jocul. Mie îmi place pentru că sunt foarte high level și încă e distractiv pentru că am chestii mișto și pot să pușez până în ultima ligă și pot să intru în top local și chestii de genul ăsta. Adică am pentru ce să joc, dar pentru cei care doar ce s-au apucat sau cei care sunt pe la jumatea jocului, devine foarte frustrant într-un punct anume, pentru că știu că am fost și eu la jumatea jocului la un moment dat și devine puțin frustrant, dar... Pentru mine, în momentul de față, încă e distractiv jocul. Încă e foarte, foarte distractiv. Și da, cum ziceam, am văzut că v-ați cam pierdut interesul în Shadow Fight 3. Eu o să continui să-l fac pentru că îmi place mie. Și o să-l vedeți pe live-uri. O să-l vedeți foarte mult pe live-uri pe StreamCraft. Na, și acolo se adună cine vrea. Cine vrea să vadă... Au! Ok. Da. Mai bine schimbam armele. Sau nu, lasă, jucăm cu astea. De ce nu, la urma urmei? Dacă tot e să vă arăt, hai să vă arăt ceva. Ok, și mai facem încă o dată asta și cam... Ok, au mers câte 6 abilități? Cred că 6 abilități au fost. Ok, e foarte greu fără... come on. Ok, știam că o să-i prind o bucată. Nice, come on, ai mă, pe bune. Și mă bate. Da. Ok, o să folosim spurtul. O să folosim spurtul pentru că doar ce l-am upgradat, vreau să văd dacă se încarcă considerabil mai repede Shadow Energy-ul când mă plimb de colo-colo. Chiar sunt curios de chestia asta. Știu că jucătorii foarte sus în top au un level foarte mare pe spurt și imediat cum fac ceva, practic și... Ok, e considerabil mai rapid. Se încarcă. Nu știu, cel puțin așa mi se pare. Nici nu am apucat să ajung până la capătul mapei. Ok, hai să ne folosim Shadow Energy-ul. Așa stare spurt. Ok. Ok. That sucks. Ok, și tipul are spurt, trebuie să am arigje la chestia asta. Eu zic că pot să-l bat, deși nu arată tocmai... Da, nu pot să-l bat. Nu pot să-l bat pentru că acum am dat un picior în cap și cam aia a fost. Oh, ok. Da. Eu zic să mai dăm un duel. Ok, ăsta e mult sub mine ca și power. E cu... De fapt nu e chiar cu 1000 power sub mine. E cu vreo 400 power, ceva de genul ăsta. Dar totuși eu zic că o să-l bat destul de repede. Nu știu, am văzut că
se calculează mult, din ultimele update-uri, se calculează foarte ciudat diferența de putere. Adică uitați-vă și voi cât damage îi dau prin bloc. Și dacă îi bag și combo-ul ăla care e super spamabil, practic cu combo-ul ăsta poți să-l țin la nesfârșit aici la perete. Exact ca și cu katana, e armă la fel de nubiș ca și katana, după părerea mea, pentru că pot să fac asta la nesfârșit, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, și practic nu apucă să facă nimic. Și știți că de obicei folosesc breaker-ul, pentru că breaker-ul poate să treacă prin blocul inamicului, dar la fel de eficient e și chestia asta, adică să zicem că din 6 lovituri de breaker, una sau două trec prin bloc, ok? Dar cu chestia asta dau un combo foarte mare, cu foarte multe lovituri și tot dau destul de mult damage. Au, ok, ok, nu trebuia să fac asta. Nu știam exact ce o să facă. Ok, hai să ne încărcăm și noi Shadow Energy și să-i contracarăm abilitățile. Da. Bun, rândul meu, rândul meu să folosesc Shadow Abilities. Pac o dată. Pac încă o dată. Ok, am dat-o prea devreme. Exact ce ziceam. Holy, de ce joc așa de prost? Holy fuck, cât de prost pot să joc. Nu, deci nu înțeleg, pe bune. Am jucat ieri destul de multe meciuri, pentru că ieri am ajuns în Legend, pentru că am vrut să-mi iau Season Reward-ul, să-mi iau Season Reward-ul din Legend, și se pare că am meritat, pentru că am primit 5 legendare, ok, și aveam asigurate doar 2 și restul epice. Ceea ce... Băi, sincer, nu prea am nevoie de legendare în momentul de față. Mă interesează, de fapt, stai, că breaker-ul e... Cum să zicem că sunt ok legendarele? Breaker-ul e în capitolul 1, deci oricum nu prea mă interesau epicele, dar mă rog. Hai să mai dăm, de fapt, stai puțin, nu mai dăm niciun meci, fraților. Nu vreau să ținem episoadele foarte lungi. 13 minute minus editing, vreo 12 minute, ceva de genul ăsta. O să fie cât mai scurte episoadele, pentru că am văzut că v-ați pierdut interesul și vreți să vedeți doar, probabil vreți să vedeți doar Season Reward-ul. Nici nu știu cum să mai fac chestiile astea interesante, nu știu, dați-mi idei dacă vreți să joc cu o anumită armă. Adică, pe bune, le-am aproape pe toate. Ziceți-mi doar un stil de armă și raritatea pe care o vreți. Am cam toate armele din joc, pe bune, sunt, mai lipsește, nu știu, Guandao legendară, e o armă pe care o vreau foarte mult. Ce altceva? Am până și nunceacul legendar și spear legendar. Am legendare și nelegendare. De ce astea sunt astea așa de slabe? Stai puțin. Astea sunt așa de slabe, holy. Am înțeles, am înțeles. Și asta, purple pillar. Da, dacă vreți să joc cu o armă din astea, nu știu, puneți și voi pe pauză și uitați-vă, na, gen, nu o să stau să trec foarte ușor prin toate, dați și voi, aveți slow motion acolo în stânga, puteți să dați pe slow motion și dați la, nu știu, 0.5 și vă uitați exact ce armă vreți să joc și lăsați în comentarii. Și dacă văd o propunere interesantă și cu multe like-uri sau ceva de genul ăsta, o să fac challenge-ul ăsta episodul următor. Mi se pare o idee destul de interesantă. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Shadow Fight 3. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am avut de zis. Eu am fost Racu și mă viitoare. Peace. I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan lips.